Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, în fiecare zi de luni și joi, la această oră, intrăm în casele domniilor voastre cu o emisiune în care abordăm cele mai stringente probleme cu care se confruntă societatea. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre bugetul municipiului Chișinău, despre briefingul de presă organizat și desfășurat de reprezentanții Partidului Socialiștilor și despre tot ce ține de activitatea Primăriei Capitalei. Salutăm în studio prezența domnului Vitalie Mucan, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Ruslan Surugiu, expert economic. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre, domnule Surugiu! Bună seara! Domnule Mucan, haideți să începem cu faptul că în prima jumătate ale acestei zile reprezentanții Partidului Socialiștilor în CMC spuneam că au organizat un briefing în care ne-au atenționat și în care au sugerat, de fapt, factorilor de decizie din cadrul primăriei că ar fi vremea ca să avem cel puțin un proiect de buget pentru anul 2018. Cum stau lucrurile la ora actuală? S-a discutat cel puțin într-o fază inițială un prim proiect pentru buget și de ce atât de târziu? Iată un șir logic de întrebări la care vom încerca să găsim răspunsul. Deci, în primul rând, vreau să vă atenționez că în fiecare an bugetul este aprobat cu întârziere. Și cum și anul trecut, noi venim din timp și solicităm din partea primăriei să fie prezentat proiectul, bugetul pentru anul viitor ca să fie aprobat în timp. Că cea mai mare problemă, aprobarea asta târzie a bugetului, duce la ceea că școli nu sunt reparate la timp, drumurile noi începem să le reparăm în octombrie-noiembrie, deci el duce un șir de urmări care sunt, de asta și sunt probleme în oraș foarte multe. Și noi din timp solicităm să fie prezentat proiectul bugetului pentru anul 2018 ca să putem prima fază, prima rundă, împreună cu societatea civilă să discutăm, să fie dezbateri publice large referitor la buget, să discutăm totuși unde cheltuim, unde se cheltuie bani eficient, unde nu se cheltuie bani. Deci de asta și noi am ieșit astăzi cu briefing ca să solicităm din partea primăriei să fie prezentat buget la timp. De ce se tergiversează? Există interese la mijloc? Cum ar putea fi explicat acest fenomen? Anii precedenți au fost interese că începând cu luna ianuarie intra în vigoare bugetul provizoriu și primarul avea dreptul să repartizeze surse bugetare după dorința proprie. El semna dispoziție și repartiza banii din buget. Anul acesta noi vedem că s-a tergiversează, anume din punct de vedere a echipei care au rămas, a direcțiilor, care nu prezintă cifre, care nu prezintă viziunea dezvoltării lor pentru anul viitor și o leacă sunt probleme. Dar sperăm că anul acesta, deci noi am pus scop că anul acesta noi totuși să aprobăm bugetul până la începutul anului 2018. Domnule Surugiu, haideți să rămânem pe aceeași dimensiune economică și să vedem dacă ar fi fost cazul ca până la ora actuală să avem cel puțin un document care ne-ar vorbi de executarea bugetară pentru anul 2017 și în contextul ceea ce spunea și domnul consilier, să avem cel puțin o schiță pentru bugetul pentru anul 2018 ca să nu ajungem să călcăm pe aceeași greblă în fiecare an. Nu, povestea cu grebla deja la noi probabil că e tradițională și aș spune că asta nu doar la nivel de municipiu, dar la noi și guvernul încearcă să facă lucrurile acestea deja. Desigur că asta nu e ceva normal, noi trebuie să ieșim din acest impas sau din acea o tendință negativă, spunem așa, în gestionarea din punct de vedere administrației publice locale sau centrale. Acum sunt de acord cu colegul de platou că, da, uneori sunt anumite interese, de ce anume se face în felul următor, dar aici eu aș ridica și o altă întrebare paralelă, este că noi de obicei venim cu întrebări față de direcțiile acestea, da, care, apropo, în paranteză fiind spus, am impresia că ele parcă, probabil că ar avea anumite frică să prezintă informații, adică planurile lor de viitor, din momentul ce primarul Dorin Chirtoacă se află în imposibilitatea probabil de a coordona anumite lucruri,
Și asta, de fapt, denotă un alt lucru foarte, foarte periculos, este capacitatea echipei. Deci, din momentul în care echipa nu este profesionistă, nu știe ce are de făcut fără indicații, spunem așa, de sus, asta este nu de dorit, să spunem. Dar revin la ceea ce spuneam mai sus. Deci eu aș ridica o altă întrebare paralelă. Vorbim. Și asta își dau idei consilierul municipal. Eu aș vrea ca să fie un control mult mai riguros din punct de vedere a executării bugetelor precedente pentru anii trecuți, dar această verificare a executării s-o punem pe o prismă, nu pur și simplu că s-a executat sau nu s-a executat bugetul pe cheltuieli, da? Dar prin prisma care au fost beneficiile cheltuielilor acelor bani bugetari, indiferent că a fost în investiții, de obicei asta, la investiții se referă, dar eu vreau ca și ca cetățean acestui oraș... Să vorbim de o finalitate. Exact. Deci atunci când noi investim banul nostru public, banul fiecăruia dintre noi, dar în ceva, noi așteptăm că peste o perioadă oarecare, mai scurtă sau mai lungă, să avem un beneficiu, să înțelegem că ceva se întoarce înapoi către noi, cetățenii, da? Iar noi cei ce urmărim, parcă suntem într-o fel o cheltuială pasivă a banilor, nu înțelegem unde să duc banii, asta iarăși este o întrebare, cât de calitativ să folosesc, probabil că să vorbim despre lucrul acesta. Și respectiv, noi ne trezim peste 10 ani de zile, deci în cazul dat Dorin Chirtoacă, da, a venit cu 10 ani în urmă, acum iată peste 10 ani de zile. Noi, de fapt, eu personal nu prea văd care au fost efectele la toate activitățile investiționale a primăriei în orașul Chișinău. Eu, de exemplu, nu percep lucrul ăsta, cu toate că parcă mă strădui să fiu aproape de realitățile orașului. Deci eu aș vrea să lansăm, iată, dacă Consiliul Municipal acceptă așa o inițiativă, ca să invite și societatea civilă în a verifica și în a da un fel de model cum se poate de verificat acele investiții precedente pentru a nu călca pe greblă, da, dacă folosim aceeași terminologie, pentru investițiile ulterioare care noi le planificăm pentru anul viitor sau peste 2-3 ani de zile. Domnule Muncan, încercăm să explicăm și domnului Surugiu dacă lucrul ăsta ar fi posibil și tot aici vreau să vă întreb, atunci când vorbim iată despre cheltuieli și despre finanțe, o teză enunțată era faptul consultare cu societatea civilă. Până la urmă și astăzi în cadrul briefingului pe care l-ați avut, ați pomenit data de 18 în care va avea loc dezbaterea publică, da? Până la urmă, anii precedenți, ce ne demonstrează? Este activă societatea civilă, vine, se ține cont de aceste sugestii, pentru că uneori cei care ne vizionează o să zică că care este până la urmă însemnătatea acestor dezbateri odată ce nu sunt luate în calcul. Hai să vedem. Deci cum sunt luate în calcul, iarăși nu e greu de spus, că oricum trebuie să iei în calcul mai mult subdiviziunea primăriei, și anume direcția finanțe. Noi cu toți împreună știm cine a fost până nu de mult șefa direcției, acum e șefa apă canal. Dar noi trebuie să mergem spre aceea, că să fie petrecute dezbateri publice large împreună cu societatea civilă. Și ultima perioadă a arătat că totuși dezbaterile sunt eficiente. Și societatea civilă, când la dezbateri sunt invitate, e activă, e foarte activă. Noi am avut dezbateri acum, nu de mult, referitor la situația din MGF-uri, din municipiul Chișinău, au fost foarte active. Atunci când sunt invitați șefii direcțiilor, când sunt invitați persoane responsabile, șefii de întreprinderi, atunci și societatea civilă e activă. Dar cum au fost petrecuți până acum dezbateri publici, când erau invitați 5 reprezentanți societății civile și împreună discutau despre problemele orașului, clar lucru că aceste dezbateri nu au fost eficiente și nu erau nu veneau mulți reprezentanți a societății civile. Domnul Surugiu pomenea de eficiența banilor investiți. Referitor la eficiența banilor. Da. Deci există, noi de ce? Noi am
solicitat raportul executarea bugetului pentru 6 luni anului curent. Până acum nu a fost prezentat. Oricum, ați văzut toate rapoartele care noi le primim, noi le facem public. Că informația dată trebuie să fie publică. Și atunci noi așteptăm ca să fie din partea specialiștilor, dar iarăși, o dorință și o sugestie că totuși să se expui mai mult specialiști. Că la noi, ultimul timp, este așa o tendință, este o categorie de activiști, de persoane care sunt specialiști în toate domeniile. Dar asta o leacă nu-i corect. Că trebuie să expui și când se fac dezbateri publice, de exemplu, și când raportează directorul întreprinderii, directorul la o direcție, și când se expune un expert care știe despre ce vorbește, atunci noi avem alt nivel de dezbateri publice. Și noi totuși trebuie să întoarcem, trebuie să ajungem la aceea ca în urma dezbaterilor publice să fie careva rezultate și atunci să fie luate în calcul toate sugestiile din partea specialiștilor, din partea experților. Asta este. Domnule Surugiu, de regulă în fiecare an problema numărul unu, care și pentru noi reprezentanții media este cea mai interesantă, este vorba de deficitul bugetar. Și întrebarea atunci fiecare o punem în felul următor. Există surse reale pentru a acoperi deficitul bugetar? Acum mi-e greu să operez cu o cifră pentru că încă nu cunoaștem starea reală de lucruri. În primul rând nu cunoaștem care va fi bugetul. Deci ce prevede Direcția Finanțe calitate de deficit, da? Dar din experiența anilor precedenți, de obicei direcția pune accentul sau acoperirea acestui buget tot din proprietățile publice pe care le are, în a vinde anumite terenuri de pământ pentru sub construcție sau sub altă destinație. Mai este deci faptul că sunt deci proprietăți publice, spații publice care nu sunt utilizate la moment, dar se speră că vor fi utilizate. Aici iarăși sunt foarte multe semne de întrebare cum ele sunt distribuite și cum se face licitația pentru ocuparea acestor spații. Deci de obicei aceasta este miza, spunem, a primăriei. Cu toate că, mă rog, deci sunt și alte căi cum s-ar putea de acoperit aceste deficite bugetare, o conlucrare foarte eficientă cu sectorul privat este una din experiențele care deja țări din Europa Centrală au trecut prin asemenea experiență. A fost testată și este destul exact. De eficientă. Și poate fi într-un fel testată și exploatată și la noi, în special Chișinău, care este de fapt centrul economic, spunem așa, a țării. Deci lucrul ăsta, în principiu, nu este foarte dificil de a fi aplicat. Doar că la noi nu se fac lucrul ăsta sau că din neștiință sau că din lipsă de interes față de asemenea direcții inovative, spunem așa, inovative pentru noi, dar în alte țări deja răspândite și utilizate. Este deja de mult utilizat. Deci, cu păreri de rău, noi nu știu cum facem aceste, sau dezvoltarea urbii din punct de vedere financiar merge pe o cale pasivă și consumarea resurselor de cândva. Deci crearea de noi surse de venituri este un mare semn de întrebare. Asta ține nu doar de autorități publice locale, ține și în general starea în țară de autoritățile centrale, dar totuși autoritatea publică locală are anumite pârghii care cu părere de rău nu le folosește pentru a atrage, deci spunem, această colaborare cu sectorul privat în completarea, spunem, bugetului municipal. Domnule Mucan, în cadrul emisiunii de astăzi nu pot trece cu vederea despre acel eveniment care urmează să desfășoare în municipiul Chișinău la data de 19 noiembrie. Deja avem și confirmarea din partea instituțiilor statului, mă refer la referendumul anti-chirtoacă. Ați urmărit și declarațiile diferitor lideri politici, unii au susținut că vor boicota acest referendum, alții au lăsat loc să se interpreteze și să înțelegem că ar putea participa. Până la urmă, Partidul Socialiștilor ce va întreprinde? Mobilizează lumea ca să participe acest referendum?
Deci, ca să fie clar, da. Referendum, în primul rând, noi a Partidului Socialist. Da. Noi nu mergem acum pe criterii politici sau... Noi, suntem, noi ne-am înregistrat ca un concurent electoral. Noi, în primul rând, mobilizăm electoratul nostru. Dar, cu părere de rău, nu înțeleg de ce, care sunt motivele, că sunt partide care boicotează referendumul dat. Din care motive? Eu nu știu. Poate ei nu locuiesc în municipiul Chișinău? Ei nu văd ce se întâmplă în ultimii 10 ani, când nu au fost reparate drumuri, nu au fost... Probabil deci, aspectul toate... politic este la mijloc și nu doar cel social. E că asta și e mai mare problemă a noastră, că noi aspectul politic influențează toate deciziile noastre. Dar decizia la momentul de față, noi trebuie să fim uniți, toți chișinăienii, toate partidele, toți împreună să ieșim la referendum și să arătăm individului dat, anume primarul, că nu poate să meargă lucrurile tot așa. Și eu altceva nu înțeleg. Ei doresc ca, dacă boicotând, ei speră că n-a să iasă lumea la votare. Și nu va fi validat referendum și primarul a să mai rămâie pentru 2 ani de zile. Deci noi pierdem, ca să fie clar. Dar soarta este incertă odată ce avem aceste dosare pe rol, nu se cunoaște care va fi finalitatea. Bine, noi am văzut ce justiție avem. Astăzi el e închis. Ce înseamnă închis? Arest la domiciliu. Stai bine, mersi acasă și faci poze, se plimbă prin oraș. El mâine, poi mâine, a să fie anulat arest la domiciliu și el a să iasă la serviciu. Și ancheta a să meargă mai departe. Încă 2 ani de zile și el a să fie mai departe primar. Deci, problemele, eu am vrut să trag atenție, în primul rând, la problemele cele mai mari a municipiului. În primul rând, ceea ce a spus colegul meu de platou, că cei mai mari probleme în buget nu sunt bani. Nu sunt venituri proprii. Că 80%, circa 80, nu țin minte cifra exactă, dar circa 80% sunt venituri din bugetul de stat. Dar venituri proprii sunt mizere. De ce? Că pământul se vând la preț normativ, că spații nelocuibile se dau în arendă fără licitație și se dau iar cu preț normativ. Și nu sunt venituri în bugetul local. Noi... Nu am avut echipă, sau nu am avut management, nu am avut dorință, ce nu a fost? Nu am avut dorință de a schimba ceva în oraș. Că spite de atrași investiții careva, spite de lucrat și atunci cel mai rău că banii erau. Noi câte credite am luat în ultimii 10 ani, mi-mi pare că Moldova nu a luat atâtea credite. Și credite nu că de sute de mii, dar sunt de milioane de euro. Noi 24 de milioane de euro credit pentru reabilitarea străzilor, 20 de milioane pentru eficiența energetică. Sunt multe, multe, multe credite care noi împreună cu dumneavoastră ați trebuia să le achităm, să le întoarcem. Și nu s-a făcut nimic. Asta e cea mai mare problemă. Domnule Surgiu, aici vroiam să ajung. Domnul Mucan a adus mingea la piciorul nostru până la urmă. Haideți să discutăm despre aceste proiecte. Cele care până la urmă au generat și deschiderea acestor anchete. Domnia sa pomenea și niște sume destul de importante. Haideți să vedem, reieșind din prisma eficienței și a cheltuielilor, dar și a rezultatelor pe care le avem. Deci, da, iată... Cum nu dăm, ajungem la probleme economice, financiare, pentru că dacă partea aceasta în urbă nu sunt rezolvate, atunci sigur că se trag după aia toate celelalte probleme. Deci aș vrea doar să completez ceea ce a spus domnul Mocanu. Deci eu consider că orice exercițiu democratic, pentru care referendumul este unul dintre, face parte din acestea, este de bun augur pentru dezvoltarea societății în orice situație. Doar că lucrul ăsta trebuie făcut corect, deci oamenii trebuie să fie informați corect și atunci ei să-și poată expune părerea liber și nesele de nimeni. Da? Deci
Probabil că aici deci Partidul Socialistilor într-un fel se supără pe reacția altor partide. Da, voi deja ați intrat într-un joc politic, asta a fost o reacție din partea, că miza este cu totul alta, este alegerile 2018 în principiu. Și probabil că aici trebuia, deci în cazul dat, de lăsat ca societatea civilă să vină cu această inițiativă, să o ducă până la capăt cu referendumul în privința Dorin Chirtoacă. Pentru că, totuși, cred că sunt suficiente motive de a pune sub semnul întrebării. Merită el sau nu merită de a fi la... Dar concetățenii nu știu semnat acest și, dar totuși, eu cred că dacă societatea civilă era aceea care ducea acest proces, era cu totul altfel, nu era această reacție din partea altor partide, care, de fapt, acum... o intenție, spunem așa, pozitivă în exercitarea unui drept a cetățenilor acestor urbe, se va fi canalizată în altă parte. Vrem noi sau nu vrem, deja s-a început cu totul alt joc. Da. Dar revenim la proiecte. Da? Într-adevăr, începul Chișinău este acea urbă care din țara noastră are capacitatea de a atrage finanțări. Acest proces e de durată, deci s-a început de mai mult timp, negocieri și așa mai departe, cu toate că procesul s-a putea fi poate chiar și mai rapid de realizat. Dar ajungem la ce ajungem. Într-adevăr s-au folosit mulți bani pentru finanțări de proiecte, cum ar fi infrastructura de drumuri. Acum, desigur că nu mai vorbim de termeni de realizare acestor proiecte, nu mai vorbim de incomoditățile create urbei în urma, deci când se efectuează aceste lucrări, pentru că până la urmă dacă se începe a pieptăna, da, fiecare situație, de fapt vezi că creează pierderi urbei în momentul când un proiect nu se realizează într-un termen restrâns, dar se prelungește acel termen. Da? Vă dați seama câte incomodități creează în oraș. Dar eu mă întorc la altceva. Toate cele proiecte investiționale în infrastructură, în cazul dat de drumuri, vreau să ne întoarcem la calitatea acestor lucrări. Calitatea lucrărilor este sub nivelul satisfăcător. Deci lucrul ăsta, dacă vorbești cu specialiști, fiecare va confirma lucrul acesta, cu toate că îmi pare rău când rapoartele oficiale care sunt în ce își privește expertiza, se dă cu totul altă apreciere, dar eu cred că fiecare locuitor poate să vadă cu ochiul liber și nu trebuie să fie mari specialist și să dea seama ce calitate de fapt se face la aceste lucrări. Și atunci nu ne dăm seama că dacă comparăm eficiența cheltuielilor acestor bani, care de fapt sunt bani împrumutați și care trebuie să fie returnați și chiar și cu un anumit procent, deci eficiența la un metru pătrat de infrastructură realizat până la urmă este practic mai scump decât noi țară din Europa Centrală. Și atunci noi, în loc ca acea investiție să dureze 15 ani, 20 de ani, ea va dura 5 ani, 7 ani. Și atunci noi va trebui să repetăm această investiție. Și vă dați seama că... avem lucrări care elementar nu sunt făcute, nu știu, la vreme sau calitativ. Vorbim chiar de Bulevardul Ștefan cel Mare. Acest proiect are vreo 7 ani. Exact. Și atunci, păi de asta și vorbesc. Calitatea efectuării lucrării nu doar ca termen, dar și ca însă și materiale cum sunt aplicate, cât de logic să fac etapele de lucrări, pentru că am observat că unele lucrări erau făcute pe urmă refăcute și așa mai departe. Deci când începe a pieptăna iarăși fiecare etapă la aceste lucrări, noi vedem că un metru pătrat de infrastructură ne iese cu mult mai scump decât, deci la momentul investiției, este cu mult mai scump decât în țările Europei Centrale, pentru că aș vrea să nu fac comparații cu alte țări, dar dacă mai punem și calitatea lucrărilor, atunci nu ne iese cu mult mai scump decât chiar și din Europa de vest. Da? Și atunci reiese că noi trebuie să contribuim la anumite lucrări cu mult mai scump decât orice cetățean din orice țară din Europa Centrală sau de vest. Și atunci ne întrebăm, dar de ce nu ne ajunge banii pentru alte sfere, da? Adică reparații de școli sau hrană la copii, de ce copiii sunt hrăniți atât de prost în școli sau la grădinițe și de ce părinții trebuie să vină cu plăți în aceste fondații create pe lângă grădinițe sau în școli. Deci sunt o serie de întrebări de ce nu se întâmplă anumite lucruri. Păi iată de ce se începe. Sau aceeași, elementar vă spun, deci, dacă tot la drumuri suntem, vopsitul acesta, marcajul, da? Adevărat. Deci marcajul îl aplicăm în primul rând spre toamnă,
când deja vine frigurile, ploile și frigul și îl spală în doi timp și trei mișcări. Toți specialiștii ne spun că da, dar vedeți că timpul nu este propice, păi da, puneți-l primăvara în cel mai rău caz, da? Măcar jumătate de an să fim și noi civilizați. Dar de ce nu se aplică materiale care rezistă în timp? Ele sunt de 2-3 ori mai scumpe, dar în schimb rezistă de 10 ori mai mult ca durată. Deci aici iarăși sunt interese, până la urmă sunt interese, pentru că în fiecare an tu ai o circulație de bani, anumite cheltuieli și când sunt acele cheltuieli, îți fac bani. Acei care controlează aceste procese. Deci asta este toată explicația. Dacă venim la proiectele de eficiență energetică, arătați-mi, vă rog, un raport, cum s-a implementat acest proiect, dacă s-a implementat, dacă când am ajuns la toate etapele. Da? De ce s-a ales anumite clădiri, de exemplu, blocuri, da? Care au fost criteriile? Da, a fost o prezentare la primărie, am fost și eu personal la acea prezentare. Noi am pus anumite întrebări. La cele întrebări nu am primit răspunsuri. Cu părerea mea, nu vorbesc de partea politică, consilierii sau asta e treaba lor, dar noi ca experți am asistat la prezentarea acestor proiecte și cât de tare am vrut să vedem partea pozitivă în aceste proiecte. Am văzut foarte puțin, adică el principial ar putea fi pozitiv, doar că faptul cum se face duce mai mult pe partea negativă, da? Deci noi acolo am expus mai multe întrebări. Deci și asta denotă ce? Denotă o capacitate foarte slabă, sau nu capacitate slabă, dar interese majore în spate la orice se face acolo, pentru a genera anumite venituri, anumitor grupuri de persoane care de fapt controlează la moment puterea în urbă. Ca să nu se întâmple așa ceea ce spune domnul Surugiu, că controlează anumite persoane, eu vreau să vă vorbesc sau vreau să aflu de la dumneavoastră despre ceea ce noi numim societatea per pe ansamblu transparență. Există, iată, și în aceste proiecte, dar și în activitatea zilnică a primăriei ceea ce e transparență? Nu, până când noi transparența n-am văzut în activitatea primăriei, anume, noi știți cu toți că am introdus acest fapt că toate comisiile sunt transmise online, ceea ce nu a fost până acum, asta iarăși, ceea ce se referă la Consiliu, la comisiile de specialitate. Dar de primărie noi nu putem să vorbim că există transparență, că noi putem avem acces la acte sau la raporturi. Dar eu am vrut să adaug la ceea ce a spus colegul referitor la proiectul de eficiență energetică. Atunci când primarul general așa prezenta proiect cu mare pafos în ședința a Consiliului, eu chiar atunci am spus că n-ați fi implementat proiectul, că da, ideea e bună, e necesară pentru municipiul Chișinău, dar voi n-aveți echipă care să implementeze proiectul. Și așa și s-a întâmplat. Referitor la ceea ce ați întrebat dumneavoastră, acum nu se implementează proiectul, noi am solicitat informații și până acum, din 20 de milioane care au fost aprobați de către Consiliu, v-a semnat contractul de 10 milioane și atât. Alt contract nu a fost semnat, grantul nu a fost semnat, deci nici la faza de semnare contractului nu a trecut toate procedurile. Și nu n-a să fie implementat până n-a să fie dus până la capăt. Referitor la ceea ce s-a vorbit că sunt interese. Da. În afară de interese, eu socot că cea mai mare problemă a primăriei municipiului Chișinău este incompetența. Nu a fost ei competenți în 10 ani să implementeze proiectul pentru oameni, să implementeze eficient. De ce? De ce noi când am venit, noi am găsit din bugetul municipal anul trecut, pentru 2016, 100 de milioane pentru proiecte pentru suburbii. Atâta s-a vorbit în 10 ani că de suburbii, atâta s-a vorbit că socialiștii vor să, ca suburbiile să nu fie cu Chișinău. Și noi primii care am găsit banii aceștia, 100 de milioane, și care au fost anume repartizat pentru proiecte de investiții, de proiecte sociale și proiecte de infrastructură în suburbii. De ce atâta s-a vorbit în 10 ani de suburbii? Și s-a adus la aceea că astăzi suburbiile au rămas fără transport public.
Autobuzii care sunt, ele circulă cu greu. Au depășit și termenul de exploatare. Noi cu toți știm, nu odată, noi am discutat la ce. În ce stare sunt autobuze? S-au găsit bani și anul acesta, acum iarăși targiversează primărie și nu poate să ducă până la capăt, nu știu care probleme sunt acolo, nu poate să... S-au găsit bani, s-au alocat bani ca să fie procurate 10 autobuse, 8 acum, după licitație. Și nu poate să procure, elementar, nu poate să procure autobuse. Noi am ajuns la aceea că suburbii au rămas fără rutiere. Sunt foarte mari probleme cu care se confruntă astăzi, care este ca rezultat a 10 ani a activității primăriei municipale. Domnule Surugeu, cel care a stârnit foarte mari reacții în societate a fost acest proiect al parcărilor, ca mai târziu să se transforme în dosarul parcărilor. Ce a fost acolo cu Sud, cu Ața Albă? Mă rog, aici trebuie să spunem mulțumesc celor activiști din partea societății civile care de fapt au atras atenție și au intrat în detaliile acestui proiect. Dacă ați observat, chiar au fost și la sediu, așa numitul sediu a companiei. Da? Da. Deci suntem mândri de asemenea persoane, că totuși avem așa reprezentanți și pot să elucideze cazuri de genul ăsta. Schema, mă rog, a fost foarte simplă, în principiu pe banii publici, pentru că reabilitarea aceasta a infrastructurii de drumuri, inclusiv cu parcările, se fac pe bani publici. Da? Însă spațiile acestea de parcare, conform schemei, trebuiau să fie date în folosință acestei companii, care unde aveau, nu aveau, parte primarul și Gamrețchi și cine mai era acolo, mă rog, ancheta demonstrează lucrul ăsta, dacă a fost sau nu a fost așa ceva. O demonstrat. Da, dar... Avem 3 ani de privațiune cu suspendare. Dar faptul că a fost așa intenția asta, desigur că este... Nu, bine, asta este o crimă în fața cetățenilor acestei urbe. Desigur că Dorin Chirtoac în situația asta a acționat lamentabil, pentru că el a fost persoana care de fapt a promovat foarte intens acest proiect. La un moment dat, când a văzut că o glumă se îngroașă, a spus că eu de fapt n-am știut. În primul rând, ca o persoană care ești prima persoană de fapt în aparatul acesta executiv în primărie, să declari în fața populației că tu nu ai știut ce se întâmplă acolo la un proiect atât de important. Deci asta de fapt arată că tu nu cunoști nimic ce se întâmplă în această urbă, nu știi ce se discută în echipa, așa numită echipă, dacă este echipă în primărie. Și eu cred că asta a fost un minus atât de cras pus în dreptul lui de către el însăși, că lumea desigur că și-a pus foarte multe semne de întrebare de referitor la capacitatea lui. Eu nu vreau să intru în alte subtilități, altfel de proiecte mai mici sau mai mari pe care... Dar asta a fost un exemplu elocvent care a demonstrat de fapt radiografie, spunem așa, a ce se întâmplă în cadrul primăriei, cu echipa actuală care există acum. Deci ei și-am spus, sunt anumite grupuri pe lângă primărie sau chiar și care sunt infiltrați în funcție în primărie, care încearcă să controleze anumite sectoare de activitate în urbă. Iată aici a fost o asemenea schemă care persoane și din afară și din interiorul primăriei au încercat să exploateze de fapt proprietatea publică în interes propriu. Asta e tot ce a fost. Da. Eu am văzut acest caz a ratat anume ceea ce s-a vorbit, ceea ce ați vorbit dumneavoastră referitor la transparență. Deci eu socot că noi împreună, consilieri, împreună cu societatea civilă, am lucrat foarte bine asupra acestui caz. Că noi am avut acces la acte și având la dispoziție actele acestea, de referitor ce se documentele referă. Documentele au fost clare. Împreună cu societatea civilă, care s-a implicat foarte bine din punctul meu de vedere, noi am ajuns că s-au arătat anume toate neajunsurile și toate problemele acestui proiect. Ca proiectul dat în
după părerea mea, au fost clar anume ceea ce ați vorbit dumneavoastră, că strict interes. Nu a fost din incompetență, că el nu a văzut, că el nu a știut. Foarte bine a fost știut, foarte bine a fost calculat tot. Și foarte bine din start a fost, a fost pus la cale, anume proiectul dat, ca să fie, să aibă dividende primarul, Gamrețki și încă două firme sau câte firme acolo din offshore. Și asta e situația. Dar cazul dat a arătat că, să știți, că nu e unicul caz. Pur și simplu cazul dat a fost reflectat mai bine, a fost mai bine dezvoltat, mai bine arătat la televiziune. Dar noi mai avem un caz, am descoperit acum, care nu a fost implementat, deci nu a fost semnate careva contracte, dar tot s-au făcut acte ca să fie implementat cu tichetarea electronică. Tot a fost proiectul care acum îmblă direcția transport cu tichetarea electronică și a fost făcut într-așa fel ca din banii publici să fie, sau din banii publici sau din credit să fie instalate utilajul și să fie o companie particulare care să colecteze bani din transport public și să pe urmă să transfere la primărie. Deci asta a fost ideea. Pur și simplu nu au reușit să o ducă până la da, e, din start. Deci ei nu au reușit să o implementeze. Da. Domnul Struge, în minutele care le mai avem la dispoziție, vreau să vorbim despre modul în care sunt desfășurate licitațiile. Pentru că și aici au planat suspiciunile de ce anume, o anumită firmă care provine din România și nu din altă țară sau de la noi, care este starea de lucruri, cât de transparent, iarăși ajung la întrebarea legată de activitatea primăriei. Cum este văzută problema prin prisma unui expert economic? Probabil că vă referiți la proiectul infrastructură, drumuri, da? Deci a existat un raport a Curții de Conturi care a atras atenția la anumite deficiențe în procesul de efectuare a acestei licitații. Deci ceea ce pot să spun este că cu păreri de rău nu a fost cel mai fericit caz. Da, în desfășurarea la asemenea proiecte, desigur, putem să plasăm pe faptul că lipsă de experiență în domeniul cu asemenea proiecte nu au mai fost efectuate până în prezent, dar în același timp eu sunt de părere că atunci când vrei să faci un proiect, deci nu ai experiență și vrei să te lansezi pe anumite categorii de proiecte, cred că trebuie să mergi la braț cu niște companii care au o experiență mult mai vastă, care au demonstrat eficacitate și corectitudine față de clienții care au avut în ultimii 10-20 de ani. Iar la noi s-a întâmplat puțin altfel. Deci nu vreau să spun, desigur că și în România există companii bune, da, cu nume bun, doar că aici, în cazul nostru, nu știu de ce iarăși apar la suprafață informații cum că în spatele acestei companii din România stă de fapt o persoană de aici, de la noi. Deci de la noi și nu știu de ce de permanent ceva se întâmplă care 99% de cazuri se adeveresc asemenea afirmații. Dar eu fac o comparație cu altceva, cu faptul că ok, s-a făcut licitația cu anumite deficiențe, cum că s-a pus accent pe preț mai mic, cu toate că eu nu sunt adeptul la asemenea criterii. Iar în realitate, deci lucrurile ar trebui să meargă strună, da? Deci ce se întâmplă de fapt pe străzile orașului, arată că compania dată, deci nu mai aduc aminte, da, toate etapele de până acum, arată că e compania dată sau că nu este nu are bună intenție de a face ceva aici de calitate în cadrul acestui proiect, sau că într-adevăr nu are experiență, sau că pur și simplu o parte de bani se dorește pur și simplu a fi furați și nu ajung bani pentru a face lucrările deci, ca la carte. Deci, iarăși, mă întorc la faptul că noi, ca cetățeni, în urma asemenea proiecte care
Deci realizarea lor se face deci, pe etape, da? Deci începând și cu negocierea ce anume trebuie de făcut, de ce anume acolo trebuie de făcut. Eu aș vrea să văd după ce este realizat proiectul să se facă o monitorizare în timp de un an, doi, trei, să se arate, să se compare cu studii de fezabilitate. S-au atins sau nu s-au atins acei indicatori, da? Care au fost introduși în studiul de fezabilitate. Dacă nu, de ce nu s-a atins? Pentru că noi drumuri și proiecte de infrastructură avem foarte multe de efectuat în această urbă. Vreau să știu că până la urmă, deci noi ca cetățeni vom cheltui mai mult sau mai puțin ca orice cetățean din Europa, da, pentru asemenea proiecte. Dar din ceea ce văd, eu deja pot să afirm că noi vom plăti cu mult mai mult pentru asemenea proiecte. Noi deja plătim mai mult ca orice cetățean. Deci, desigur că eu pun sub mare semn de întrebare și aduc critici în cazul dat la autoritatea publică locală, cum s-a desfășurat acest tender. Da. Va fi poate o lecție pentru viitor, nu știu, dar eu cred că cu ajutorul consilierilor care vor avea interes de a aduce o transparență în ceea ce se face, și cu implicarea societății civile, da, în proces, este cum în cazul proiectului de eficiență energetică, mi-a plăcut procesul. Noi am fost invitați la bun început. De la bun început, noi am pus anumite întrebări care la sigur că nu le-a plăcut nici primarului, nici la alte persoane acolo, care într-o fel au pus într-o dificultate. Și atunci consilierii, dăm seama foarte bine, consilierii nu cunosc toate detaliile, dar atunci noi ca experți putem să ne expunem. La ei apar anumite semne de întrebare și atunci ei pot să acționeze altfel. Domnul Mucan, mai avem aproximativ 2 minute în cadrul acestei emisiuni. Eu vreau să vă întreb. Iată, ați venit astăzi în cadrul briefingului cu un mesaj. Până la urmă, ceilalți colegi din celelalte fracțiuni ale CMC-ului împărtășesc aceeași poziție, vorbesc despre urgentare a prezentării bugetului pentru anul următor. Ce se întâmplă? E greu de spus, mai bine de întrebat pe colegi, dar un lucru pot să vă spun ferm. Da. Că noi de mult de acum lucrăm asupra bugetului pentru anul 2018. Noi avem, din luna august, noi lucrăm cu întreprinderile municipale. Știți poziția noastră din start, că chiar și proiecte de proiecte mari trebuie să fie efectuate de întreprinderile municipale. Având în vedere că noi avem întreprinderile municipale specializate, care sunt arătat că pot executa lucrări și pot executa proiecte mari. Și noi totuși tindem spre aceea... Asta e Alba Iulia sau la care nu, nu, nu. Eu mă refer la Ismail, la deci, Idilitate, întreprindere, societatea pe acțiuni, unde municipiul are majoritatea acțiunilor. Deci au arătat că ei pot lucra. Și e mai ușor de solicitat transparență și careva și răspundere în primul rând. Noi unde să găsim... Sunt de acord, dar atunci când ai finanțare exterioară, trebuie licitație, neapărat trebuie să o faci. Sunt, dar oricum, da. Referitor la buget. Deci da. Noi am avut multe întrevederi cu întreprinderi municipale, cu direcții. Deci noi lucrăm asupra bugetului, noi avem propunerile noastre. Și noi așteptăm acum să vedem, propunerile acestea au fost... rezultate a lucrului împreună cu direcții, cu întreprinderile municipale și anume fracțiunii noastre. Și noi propunerile date sunt, toate propunerile sunt date la Direcția Finanțe. Noi așteptăm acum să vedem proiectul prezentat de către dânșii ca să vedem ce a intrat, ce nu a intrat. Ca să fie clar, propunerile sunt atinse niște nuanțe care nu au fost ridicate de mai mulți ani. Și noi, dacă nu să investim acum în dezvoltarea întreprinderilor acestea, în dezvoltarea de foarte puțin două exemple. De exemplu, noi propunem ca pentru anul viitor să fie reabilitate 2 havuzuri. Da. 2 sau 3. Și în program noi avem pentru următorii 5 ani ca să fie reabilitate toate havuzurile. Totodată avem 10 florării să fie prin Ștefan cel Mare. Deci, în diferite zone a orașului. Deci noi dorim ca să anume să dezvolte orașul.
Pe această notă eu sunt obligat ca să pun punct ediției de astăzi. Vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic pentru a pune în dezbatere mai multe aspecte ce au un impact direct asupra fiecăruia dintre noi. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună, rămâneți alături de noi. Pe curând!